mințile. Margherita de la Clejan este îndrăgostită Lulea. Chiar dacă s-a tot ascuns și a negat mereu existența vreunui crai în viața ei, paparații spynews.ro au prins-o în fapt. În urmă cu două seri, cântăreața a ieșit cu o prietenă bună în oraș. Cele două și-au dat întâlnire la o cafenea de fițe din centrul capitalei, unde au stat aproape o oră, timp în care artista a băut un singur suculeț. Cei drept, bruneta era puțin neliniștită și se vedea cu ochiul liber că stă pe scaun ca pe ace. Nimic anormal până acum, pentru că știm cu toții că Marga este ținută din scurt de tatăl ei. Dar nu de aici venea agitația frumoasei brunete. Surpriza abia acum vine. Chiar dacă vă așteptați ca Marga să meargă cu mințica acasă după ce și-a băut sucul, iată că și de data aceasta a uitat complet de sfaturile tatălui ei. În fața terasei cu pricina și-a făcut apariția un bolid de lux, că doar Margherita este o fată cu pretenții și nu se urcă în orice mașină. La volan era un tânăr bine îmbrăcat. Fără să țină cont că o vede cineva, Margherita s-a ridicat imediat de la masă, pentru a nu-l lăsa să o aștepte, iar când a urcat în mașină, a sărit în brațele bărbatului misterios și l-a sărutat cu patos. Dacă observăm imaginile cu atenție, putem trage concluzia că Marga este îndrăgostită rău de tot. Ce mirosiți, doamna Mitoșeru, în cazul ăsta? Vai, dar sunt fericită dacă Marga e îndrăgostită. Bravo, Marga, așa trebuie, draga mea. E vârsta când e bine să fii îndrăgostit. Poate dă Dumnezeu și ucăm și la o nuntă. Ziceți? Și te-ai întristat așa. Aoleu, dar mă gândesc la Ionis acum, dacă se uită la emisiune, zice, doamna Mitoșeru, da, terminați, da, da, eu îi cobesc un băiat bun și nuntă. Bineînțeles, Ionita, că trebuie să le iei și pe Mihai să-ți prezinte nunta. Pe care Mihai? Al dumneavoastră? Al meu. Sper. Pe vecin cu ei, Mihai. A, am înțeles, ok. Păi și fiind vecin cu ei, nu știe? Păi ce să prezentat știe? Părinților, nu l-am prezentat părinților? Păi nu știm încă, nu știm, pentru că Margot e foarte, foarte ciudată, așa, greu, îi place un băiat, se ascunde, se lasă greu și foarte bine face. E frumoasă, are tot ce-i trebuie, deșteaptă. Pe că-i fata clujanilor, credeți că e așa ușor să mă impresionez pe, cum am zis, Margot? Margot, da, așa îmi place să-i zic Margot. Da, oricum, mie îmi place foarte mult cum arată fata, s-a dezvoltat teribil, tatăl său e lângă ea, i-a făcut un repertoriu grozav, bravo, bravo, te-am văzut și mi-a făcut grozav tot ce ai făcut tu acum, are repertoriu ei, e pe picioarele ei, e stăpână, e bravo, bravo, nu mai e fata lui tata și al mama, acum e recitalul ei, ceea ce e foarte important. Cred că Ionita duce să desfac o sticlă de tărie. De ce, Ionuță, dragă, lasă să fii și tu bunică, poate să fiu și eu. Mulțumesc mult de tot!